povestea enigmatică a bărbatului care este posibil să fi venit dintr-o dimensiune paralelă. El a aterizat în aeroportul din Tokyo, venind dintr-o țară necunoscută numită Tauret. Haideți să aflăm împreună acest mister. Omul din Tauret este o legendă care se presupune că are loc în iulie 1954 pe aeroportul Haneda din Tokyo, Japonia. Bărbații din vamă opresc un bărbat care avea un pașaport dintr-o țară numită Tauret. Fiind de nerecunoscut această țară și fiind suspect de o activitate criminală, bărbatul este reținut sub pază la un hotel local în timp ce are loc o anchetă. A doua zi, bărbatul dispare fără urmă, iar adevărata lui identitate, dar și modul în care a reușit să scape, a rămas un mister chiar și pentru zilele noastre. Povestea este probabil, să zicem, o legendă urbană creată la începutul anilor 1960, dar cu toate acestea, misterul continuă și în ziua de astăzi pe internet și stă la baza mai multor cărți și filme. Aeroportul Haneda, Tokyo, Japonia. Povestea începe într-o zi fierbinte de iulie la aeroportul Haneda, Tokyo. Ziua începea probabil ca o altă zi excesiv de caldă pentru personalul de la vamă. Sute, poate mii de oameni au pătruns prin aeroport fără să arunce o privire, asta cu excepția unui bărbat bărbos singuratic. Din motive care aparent nu sunt clare, el a devenit centrul atenției pentru cel puțin un funcționar vamal. În 1954, la aeroportul Haneda din Tokyo, în timpul verificărilor vamale, apare un bărbat de vârstă medie caucazian care s-a dat jos dintr-un avion ce venea din Europa. El a spus că se afla într-o călătorie de afaceri în Japonia până acum, totul era normal, dar când oficialii au verificat bărbatului pașaportul, pe acesta scria Tauret, o țară care este inexistentă în lume. Deja povestea devine confuză întrucât sunt oferite două date când ar fi avut loc acest eveniment. Prima dată ar fi 1954 sau începutul anilor 90. Limba nativă a bărbatului se asemăna foarte mult cu limba franceză, însă el era capabil să vorbească și limba japoneză, dar și alte câteva limbi universale. În gențile sale s-au găsit bancnote din câteva țări europene cunoscute, ceea ce îi confirmă spusele sale că umbla mult prin lume în scopuri de afaceri. Ciudat era însă faptul că celelalte țări europene erau recunoscute, numai Tauret nu. Unde se afla acest teritoriu în Europa? Cei de la vama din Japonia, preocupați de posibilitatea de a se confrunta cu un traficant sau un contrabandist, oficialii au început să-l interogheze pe bărbat. Când a fost întrebat de unde este, el i-a informat pe oficiali că a venit din Tauret, nu erau familiarizați cu un astfel de loc, au insistat pentru mai multe detalii. Pasagerul părea prea fericit pentru a furniza date suplimentare. Tauret era totuși o națiune situată între Franța și Spania, care existase de un mileniu. Desigur că nimeni nu l-a crezut, așa cum funcționarii vamali erau convinși că nu există un astfel de loc, pasagerul tot mai supărat a insistat că are dreptate. El chiar și-a produs pașaportul eliberat în Tauret ca dovadă. Călătoriile sale anterioare în Japonia și în alte părți au apărut în pașaportul său, așa cum susține el. Conținutul portofelului său conținea monede de la mai multe națiuni europene. Într-un efort de a elimina orice confuzie și de a rezolva problemele, vama i-a oferit pasagerului bizar șansa de a indica de unde era pe hartă. El a arătat pe o hartă țara pe care o cunoșteam drept Andorra. În continuarea poveștii avem mai multe versiuni. Într-una din ele, bărbatul a oferit pașaportul ofițerului de securitate, deși pașaportul părea autentic, țara din care era emis pașaportul, adică Tauret, era necunoscută, așa că bărbatul a fost luat la întrebări. Într-o altă versiune a poveștii, bărbatul îi spune ofițerului că vine din Tauret și pentru că oficialul de la poliția de frontieră nu l-a crezut, el i-a arătat pașaportul. Când oficialii l-au rugat pe bărbat să arate țara pe hartă, el a indicat că era situată undeva între Spania și Franța, aceasta fiind o națiune veche de cel puțin 1000 de ani. Este adevărat că între Spania și Franța există un mic stat,
Andorra, însă bărbatul nu auzise de așa ceva. Confruntați cu această problemă, vama a pierdut pentru că era ceva nou pentru ei și așa ceva nu se mai întâmplase, cel puțin nu lor. Singurul mod real de acțiune a fost investigarea în continuare a problemei. Pentru a face acest lucru, l-au invitat pe bărbat să petreacă noaptea la un hotel local în timp ce au avut loc anchetele în continuare. El desigur că a fost de acord. Ca măsură de precauție, o pereche de pasnici înarmați erau staționați în afara camerei sale de hotel. Și așa, pentru ca bărbatul să nu fugă din hotel, doi polițiști au fost puși la ușa camerei sale. Dar în dimineața următoare, când au intrat în camera sa, polițiștii și-au dat seama că bărbatul pur și simplu dispăruse, deși nu existau semne de evadare. Cel mai bizar lucru este că toate documentele care arătau că bărbatul era din Taured au dispărut și ele, deși ele fusese reținute de poliția de frontieră japoneză. Iar în ziua în care bărbatul a dispărut, cum se face că nici hotelul în care acesta a fost rezervat nu mai avea nicio cunoștință asupra acestui om sau despre o rezervare pe numele său? Compania pe care trebuia să o cunoască habar nu avea cine este omul sau chiar compania pe care a spus că o reprezintă, dar nici măcar banca în care și-a emis carnetul de cecuri nu a mai putut fi găsită nicăieri. Să nu mai vorbim de faptul că toată povestea aceasta se terminase întrucât oamenii nu mai știau nimic de el și cine era acest om din Republica Taured. Convinși că au prins un criminal, cei de la Vama, după interogatoriu, într-un act pe care el încă nu l-a săvârșit, Vama a ordonat întoarcerea pasagerului pentru altă interogare ulterioară. Cu toate acestea, când i s-a deschis camera din hotel, nu a mai fost găsit nicio urmă a bărbatului. Dintre cele două ieșiri din camera sa, lipsea un balcon și, desigur, încercarea de a evada clar era exclusă prin fereastră. Gardienii au declarat că nu au observat vreo mișcare în cameră, iar ușa nu a fost deschisă toată noaptea. Explicații pentru acest incident? Una dintre explicații este următoarea, că bărbatul din Taured ar fi venit accidental dintr-o dimensiune paralelă, sosind pe aeroportul japonez Haneda. O altă explicație ar fi aceea că bărbatul ar fi venit din viitor, fiind astfel un călător în timp. Sau toată povestea n-a fost decât o mare farsă. Dar atunci de ce autoritățile japoneze n-au încercat niciodată să o nege? Deși bărbatul detalia oamenilor să-i convingă pe ofițerii de imigrare că Taured există într-adevăr, dar potrivit călătorului, Taured se afla între Franța și Spania și de atunci exista deja de 1000 de ani. Când i s-a arătat o hartă, bărbatul a indicat zona ocupată de Principatul Andorra și a fost nedumerit de ce țara sa a fost numită Andorra pe hartă. Ambele părți au refuzat să cedeze. Ofițerii japonezi au insistat că Taured nu există, iar călătorul a argumentat altfel. Totuși este interesant că în momentul dispariției sale, toate documentele sale personale, care poate servi drept dovadă pentru validarea acestei povești, aparent au dispărut și ele. Una dintre cele mai notabile explicații pentru acest incident este că bărbatul din Taured trecuse cumva printr-o dimensiune paralelă din întâmplare și ajunsese la aeroportul din Haneda. S-a sugerat că, pe baza acestei explicații, există un pământ paralel care este similar cu al nostru, cu excepția faptului că locațiile numite Andorra aici sunt cunoscute sub numele de Taured acolo. O altă sugestie este că omul a fost un călător în timp din viitor, iar această interpretare este fără îndoială mai problematică decât ceea ce presupune călătoria interdimensională. De asemenea, s-a sugerat că un astfel de incident chiar s-a întâmplat într-adevăr, deși poate mult mai puțin senzațional ca în zilele noastre. Această poveste banală ar fi putut fi înfrumusețată de fiecare dată când a fost spusă, atât de mult încât ea a evoluat până la urmă în marele mister pe care îl cunoaștem astăzi. În cele din urmă, este de asemenea pe deplin posibil ca această poveste să fie doar o legendă urbană. Povestea omului din Taured s-ar putea să nu fi apărut nici măcar în primul rând și ar fi putut fi doar creația sau imaginația cuiva. Iar pe final de emisiune nu o să vă las așa, o să vă explic de fapt ce înseamnă o dimensiune sau un univers paralel, pentru că poate am discutat despre această legendă urbană sau poveste, care poate sau nu o să fie reală, dar ce înseamnă a călători dintr-o altă dimensiune.
Un univers paralel sau o realitate alternativă este o ipotetică realitate separată autonomă. Un grup specific de universuri paralele este denumit multivers, deși acest termen poate fi folosit și pentru a descrie posibile universuri paralele care constituie realitatea fizică. În timp ce termenii de univers paralel și realitate alternativă sunt sinonimi și, în general, pot fi folosiți alternativ în cele mai multe cazuri, există uneori o conotație suplimentară implicită a termenului de realitate alternativă, care implică faptul că realitatea este o variantă a realității noastre. Termenul de univers paralel este cel mai generalist, fără nicio conotație care ar implica o relație sau lipsa de relație cu universul nostru. Un univers în care legile naturii sunt foarte diferite, de exemplu, unul în care nu există limitări relativiste și viteza luminii poate fi depășită, ar putea fi considerat în general un univers paralel, dar nu și o realitate alternativă. Definiția corectă din mecanica cuantică pentru universurile paralele este că sunt universuri care sunt separate între ele printr-un singur eveniment cuantic. Fantezia aceasta a împrumutat de mult timp ideea unei lumi sau alte lumi din legendă, mitologie sau religie. Raiul, Iadul, Muntele Olimp, Valhalla sunt toate universurile alternative, diferite de tărâmul material familiar. Fantezia modernă de multe ori prezintă conceptul ca pe o serie de planuri de existență în care legile naturii sunt diferite, permițând fenomene magice de un anumit fel în anumite planuri. Acest concept a fost constatat de asemenea în mitologia hindușă antică în texte precum Purana, în care realitatea alternativă este descrisă ca un număr infinit de universuri, fiecare cu zeii proprii. Potrivit interpretării cu mai multe lumi a lui Hugh Everett, fiecare eveniment, chiar microscopic, este un punct de cotitură, iar toate istoriile posibile alternative există în realitate. În 1967, Andrei Saharov a emis ideea explicării asimetriei materie-antimaterie în univers, sau vorbea mai simplu decât de ecuațiile câmpului cuantic, Klein, Gordon și Dirac, care sunt absolut simetrice în ceea ce privește materia și antimateria, și de ce universul nostru este totuși compus din materie și nu din antimaterie. Saharov a explicat că la stadiile incipiente de evoluție a universului, atunci când universul era în expansiune, aveau loc procese de deteriorare a simetriei, de sarcină și paritate, sau cu alte cuvinte, nu se realiza conservarea sarcinii barionice. Andrei Saharov emite astfel ipoteza existenței unui univers paralel în care predomină antimateria. Împărțirea universului în două universuri paralele de bază, în unul în care predomină materia, iar în celălalt antimateria, ar putea fi o idee care să concilieze logica și experiența. În acest univers geamăn al nostru, nu doar materia ar fi înlocuită de antimaterie, dar și săgeata de timp ar fi inversată, o simetrie trept, precum și imaginile geometrice ar fi și ele inversate, simetrie P, adică relația dintre o particulă și a imaginii sale în oglindă. Această presupunere a dus doar la câteva studii științifice, dar a fost folosită din plin ca o temă științifico-fantastic. Hiperspațiul în ficțiune este de obicei descris ca fiind o altă regiune a spațiului coexistentă cu universul nostru, în care se poate ajunge folosind un câmp de energie sau un alt dispozitiv, cum ar fi o navă spațială, gaură de vierme și așa mai departe. Călătoria prin hiperspațiu este de asemenea descrisă ca având loc la o viteză de superlumină, mai mare decât viteza luminii din spațiul normal. În timp ce spațiul euclidian are doar dimensiuni spațiale, un spațiu Minkowski are și el o dimensiune temporală. Astfel, grupul simetric al unui spațiu euclidian este grupul euclidian, iar pentru un spațiu Minkowski este grupul Poincare. De obicei, istoria alternativă nu este tehnic și un univers paralel, deși conceptele sunt similare, există diferențe semnificative. Atunci când persoanele călătoresc în trecut, acestea pot provoca schimbări în cronologie, creând un punct de divergență, care au ca rezultat modificări în prezent.
Principala diferență este că universurile paralele coexistă întrucât numai o istorie sau o altă istorie alternativă pot exista în orice moment. O altă diferență este că pentru a călători într-un univers paralel este nevoie de un anumit tip de călătorie interdimensională, iar istoria alternativă implică un anumit tip de călătorie în timp. Cu toate acestea, deoarece viitorul este doar un potențial și nu este în prezent, de multe ori se consideră că pot exista simultan mai multe viitoruri. Voi ce părere aveți? Nu uitați să distribuiți pe Facebook și desigur să vă abonați la canalul Descoperă Tot dacă nu ați făcut-o încă. Vă doresc o zi cât mai frumoasă, la revedere și stați aproape pe Descoperă Tot!